Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul Roșcan Ioan. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați în ordinea de zi. Pe ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâre diverse și 2 suplimentări. Cine este pentru ordinea de zi? În unanimitate. Domnul președinte, ședință, vă rog, continuați. Bună ziua! Primul proiect este de privire la cuantumul taxei speciale de salubrizare pe anul 2023. Dar la noi am vrea să nu mai vorbim de dușe. Eu știu, dacă eu înainte. După. Așa. De discutat, s-a discutat. Până acum, cel mai bun proiect ăsta. Să punem la vot. Dacă mai vrea cineva să discute, să adaug ceva la ce s-a discutat aici. Dar la asta cu gunoaia, dar vreau să spun, de exemplu, Lucian Calvoplanu, să faceți și să închideți alea unde puneți domberoane, să fie ca lume. Țarcul. Unde aveți domberoane, da. Faceți niște țarcuri ca lume. Pe uite, mă uitam, chiar și la mine acum, dacă stăți la pădare și crăști, se duce, pune, vin, îți scoli, ei, pun să ai un țarcuri. Reciclat. Da, la ce da. Da, la ăla reciclat, da. Și ăla, e idee bună, haideți să vedem undeva le adunăm, doar că acum mării luați bani, pe sticluri, pe ăla, pe ăla, să adună, mă-i scaz, duci banii la salubritate. Nu, urăm prețul când vine și le ia, e alt preț, unul mai mic. Nu, plătim, bine, păi la... și-au bani, dar nu le mai dăm alea, scădem cu noi, vin de noi, sunt firme care cumpără sticluri, da. Petru și mai, atât, mulțumesc. Se și nu, 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 da. Nu, 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 dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Pentru taxa care a fost. Am vorbit o oră, nu-i vorbit. Deci, ai numărat asta. Cine este pentru? Împotrivă? Nu, stai, pentru ea mie. Împotrivă domnul Orcheanu. Abține. Abține. Cine? Noi, domnul Orcheanu, restul pe el. 13 pentru și 18 pentru. Nu-ți mai domnul Orcheanu. Pai, bine. Da. Trecem la următorul. Da. Următorul este proiectul 86-2022 privind aprobarea impozitului pe mijloace de transport vehiculier pentru anul fiscal 2023. Cu toți, da, să trecem cu proiectul. Va trecat. Câte, nu ne-am uitat, câte impozit? Nu, trebuie să dai de prea. Trebuie să cu 0-0-2. Cine este pentru? Împotrivă? Unu. Împotrivă unu, nu? Nu, nu, mă abțin. Și o abțin. Întreba situația din trei, da. Altfel, pe aici. Numărul 28-2002, privind darea la înregistrarea unor bunuri mobile, proprietate publică și privată a Comunei Căiuți, către Școala Gimnazială Radu Rosetic Căiuți și către Serviciul Public de Alimentare cu Apă Căiuți. Recunoști transferul unor bunuri de natură, de natura obiectelor de inventar, actele fixe. Lista, o grămadă. Este. Ia-mi poate să clădirea. Da, cu instalație de apă. Întreba că n-am citit nimic. Este. Schimbat. Poate doar în state, îi folosesc, dar trebuie un contract de instalație. Dar știu că sunt la comisie. Nu, e momentul. Hai, o, hai. Da. Discuții? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 14 pentru. Da. Următorul proiect. Numărul 92/2022 privind însușirea și aprobarea documentațiilor de dezmembrare în două rânduri a două imobile aparținându-le Republica Comunicului, înscrise în cartea funciară numărul 61-240 și 61-220, Comuna Căiuți. Ce a fost discutat de dezmembrare? Dar să putem face
Drum comunal, vezi? Drumul comunal, la momentul ăsta, de ce? Căiuți, este Căiuți Mărcești. Și din drumul național. Și din drumul național. El a fost cadastrat diferit până la Mateiaș. Acolo trebuie rupt și continuat în dreapta la biserică, către Mărcești. Înțelegeți? Deci drumul era din drumul național până la Mărcești și drumul Căiuți Sat era de la biserică de jos până în capul satului. Și o facem de la drumul național până în capul satului, iar de la biserică sus e drumul Mărcești. Cum e logic normal. Spune la vot. Spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost adoptat. Da. Proiectul de hotărâre 93/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a revizului general pentru obiectivele investiției extinde și realizarea infrastructură de apă în comuna Căiuți, străzile Bujorului, Biociilor, Înfrățirii Grăzeșilor, Vasile Alexandrei. Poftim la discuție. Da, eu așa aveam o întrebare aici. Face cu bugetul local, din care am citit. Am văzut că avem 18 cămini principale, dar n-am văzut să punem și cămini pentru racordarea apei a cetățenilor. Mă gândesc la Bidar, e șoseaua principală, nu știu dacă e posibil să faci racordurile în afara proprietății. N-ai unde, trebuie să faci în șanță. Deci eu, personal, mă gândeam că în felul ăsta vom reuși să mai strângem din pierderi, furturi și așa mai departe. Și instituția care are grijă de rețeaua de apă nu va fi nevoită niciodată să Curtea proprietarului, să verifice apometru, să facă o intervenție. Da, e aceeași chestie ca la EON, cu scosul contorilor la limita proprietății. Dar unii e posibil, că nu de apă nu vor face peste tot. Da. Eu atât. Domnul Dumnezeu. Deci asta, ca să eliminăm asta, într-adevăr, în 70% din cazuri, nu poți să faci la proprietatea domeniului public. Prindem un contract că accesul este să asigure accesul. Să asigure accesul din diferite situații, oricând și oricum, pentru că este rețeaua comunii de apă. Și dacă tot ați vorbit de apă, haideți să luați o măsură cu prețul apă. Facem ceva că mâine, păi mâine putem trezi că rămânem mai fără apă. Că nu putem susține la 2 lei sau cât este acum. Deci nu este sustenabil, indiferent că sunt dragi cetățeni și toată lumea. Nu ai cum să le zici prețul ăsta pe piață la apă. La un moment dat o să ne adunăm iar să vedem ce facem. Dacă nu se iau măsuri radicale, o să fie preț. Cât mai repede. Prețul la plinul a crescut. Poate? Prețul la plinul a crescut. Oamenii nu mai dau bani. Sunt mulți. Toate s-au mărit schimb. E greu când spui, băi, iar nu mări apa. Dar gândiți-vă, când vine momentul, ce facem fără? Dacă n-am dat taxa aia atunci, ce scandal a fost cu multă lume? Chiar n-a fost cu cei care am să dăm fără în fără. Am evoluat, sunt niște lucruri vizuale bune care nu trebuie închise. Da, Olga, dar deci au rămas aceiași oamenii din bună credință au plătit și au rămas aceiași atunci. Din cauza lor, iar nu s-a acoperă nici cu banii aia, e undeva trebuie să face să nu existe niciodată problema că vom rămâne în rău. Domnul Novot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu în ședință de fapt. Următorul proiect, numărul 99, privind aprobarea de tot ce de obiectivă cu ordinele de stand, a venit în anul 2022 de către primarul, viceprimarul comunității în timpul anului 2023. Împreună sau? Împreună sau pe rând. Asta l-am citit.
comunale o să vă luați concediu? Așa se înțelege aici? Da, da, da. Tot. Tot concediu. Unul l-am luat tot. Așa e... Mă dați o lege, sunt obligat. Da. Așa e modalitatea de ce vreau. Sunt concediu pe care zice. Da, îți scrie și oficial. Da. Deci aprobăm, vă propunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Câte incidii de drept aveți concediu? 25. 25. Nu v-ați luat concediu ăsta? Nu. O am avut din... Eu am luat. O am avut din 2000. Domnul oficiu are 25. El a avut din 2020. Din 24. Bun. Eu mi-am luat câteva zile. Am avut. Eu vă dau asta. Sunteți de acolo, gândi în drum. Următorul proiect, numărul 95 din 2020, privind organizarea rețelei de școlarizare în Comuna Căiță, pentru anul școlar 2023-2024. Ați citit, probabil, nota de fundamentare. Discuții, dacă are cineva de. Până la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Următorul proiect de hotărâre, numărul 96 din 2022, privind aprobarea prelungirii termenului de validitate a planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Căiță, până la intrarea în vigoare a noului punct. Nu opun când sunt sănătate. Da, sperăm, la el, sperăm, la... Cred că 2024, 2025, la tot în termen. Da, aviziile de la drumuri naționale, de la CFR, de la... la... S-au ținut concretul de frazul... Durează o grămadă. Și noi am aprobăm unul provizor sau să aprobăm așa? Păi, da, da, să prelungim până vin dintre ăla. La ce? Sperați să-l prelungim. Altcineva mai vrea să-l spui? Opunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Asta e un lucru primul hotărâri și mai este diverse. Avem un cetățean, poate un lucru la... da. Vrea să scrie la comun, să ne spună ceva. Voi mergi la vacă la mediu că nu rezolvați problema. Adică nu mai spui, nu mai spui omului și el nu înțelege. Adică nu vă înțelege, nu ați primăria, de mine nici atât. Acum să spui și acum zile să știi despre ce vorba, că nu, domnului, nu știu. Să crește o ciurdă de îndrivace aproape în mijlocul satului, nu-i uchi. Adică eu să scalc ție în mizerii tale și să-ți miros să... Bale, dacă m-ar veni. Da, prin dar este bale acolo jos. Nu, nu suntem peste bale, suntem în sat. Așa îi spuneam. Și chiar plătim impozit. E vecinul domnul Laurenti? Nu. Are voi merge la mine? Aici, da. Nu cădem dincolo. Dacă spune și prieteni care sunt la minim 300 de metri de ultima casă, lasă-mă să-și mute. Chiar disconfort. La animale multe, nu puteți. Nu puteți. Da, termen, băi, termen, zi, du-te. Nu e o vacă, într-adevăr, și eu sunt la mine. Stăm în urmă satului, facem ciuri de lucrurile astea, înseamnă că aia spui, doamnă. Comuna asta e un sat fără câini. O să puteți să-l mutați. Părerea. Nu vrem să ne întoarcem înapoi, dar omul, nu? Din ce știu eu, a avut animale de o viață. Stai, stai puțin, domnul primar, că a avut animale de o viață, o vacă, două, trei, ok. Mergi la el, are 14, 15, nu? Cai și... Eu nu am nicio problemă cu nimeni. Creșteți animalul, dar nu trebuie să scalc eu în... Ești de acord să-l chemăm la primărie să vină la o discuție, să venim la o discuție? Eu nu sunt de acord decât să nu mai dea baliga, Chișinău sau în termen de noștri, pe stradă. Adică pe uliță, unde calc eu. De ce? Are, are șansă în spatele grajdului și el adică, ok. Nu-i corect, așa este.
Ar putea să modifice să leagă. Nu-i faci o adresă, punem în vedere, acum putem spune că astăzi să vă duce sau nu vă duce. Da, mă voi duce, mă voi duce. Voi spune că acum la asta. Că nu e niciun fel de probleme, e dreptul fiecăruia. E. E dreptul fiecăruia să facă ciudă în sală și să nu să se adreseze, să vă duce la mediu, la unii vreți noastră. O să vină, noi o să ne asigurăm că am făcut ceea ce trebuie. Am mai avut un caz ăsta cu un capătul stat de aici, de la Căiuți, tot așa. S-au fost la mediu, la DSV, au venit, au constatat. Au văzut oamenii că noi ne-au luat măsuri, prin noi ne-au depășit. Noi am făcut ce era cuvință. Ca și autoritatea locală. Dacă ați putea o aduce vreo mașină din palat, pe acolo, că până merg la Bacău, până să... așa, eu... trebuie să-mi iau 5.000 de acasă ca să ies. Unii jos acolo? Da. La mine. Adică la mamă, acum. Asta nu e problemă. Asta nu e problemă. Adică nu e... N-am avut nicio discuții, n-am avut nicio cerință din zona aia vis-a-vis de o mașină din Băibalat. Păi... Na, a fost domnul Vici, acolo. Tot nu s-a rezolvat. Da? A fost, dar nu trebuie, a fost. În primăvară, a fost. El a fost la noi, a fost discuții și mecenii ceilalți. Ducea noi undeva pe marginea drumului, ne-am dus, i-am dat un avertisment, să nu mai care cum e vaci asupra ta. Scotea cu noi de la vaci, pe ulița aia. Mai duce cu noi acolo. Găbim și partea asta. Dacă sunt animale multe ai casa, nu vin să-i confort, vreți să înțeleagă. Ce crește o parte? A discuții la când vă mergă. Nu, la diverse, da? Da, da. 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 Credeam că mai aveți și altceva, pe asta am înțeles. Și la altcineva, de ce mai vrea? Nu, care este domnul Mărcuri, care este mai mare. Mulțumesc, domnul președinte. Acum am să intervin și cum ai făcut la fel. Ce vreau să-ți dăm domnul președinte, domnul primar. Ce mai știți de al doilea doctor Roman? Mai aveți ceva la discuții? Doar de un doctor stomatolog am niște discuții pentru cabinet. De doctor, al doilea doctor Roman? Nu. Avem. Nu sunt. Nu mai vin din Moldova. Deci, David, de gaz pentru comuna noastră? Ceva nu uitați? Suntem pe lista, vă așteptăm. S-a montat stația asta de autobuz aici la Tăzării. Și un perete de sticlă lipsă de când l-a pus. Tot v-am zis odată, două, trei ori, ce se întâmplă? De unde vin? Din China? Din Japonia? Da. Aici ai dreptat. Singurul om. Singura problemă. Unde ai ajutat? Da. Ca să vezi. Aia e, că e cu aia condiționează ce plăie. Dar e bă, tăi de joc, dai o căruță de bani și te rezi de tine. Ai scris tot ce te lasă și de anca. Depinde, mă gândesc. Dar ai văzut când merg pe nou, scrii și la mulți am domnul. Nu mă interesează. Mă interesează ce-i plătiți. Dar așa le-ați plătit. Frate, de-aia nu poftă. Primar, trească primar, asta știu. Nu, scrie la mulți ani, toată lumea, scrie trească primar. Da. Vis-a-vis din cabin, la frântăria asta, mai mare contract persoana asta nu mai are. Este expirat, este plecat. Bun, este expirat, mare un pic și pleacă și căminul. Și la ce v-ați gândit? Ce faceți cu căminul ăsta? Lăsăm să dărâmim. E o mizerie acolo de nedescris acolo. Eu a zice să-l punem mâna pe el, să-l punem la punct și îi dăm o destinație vis-a-vis de cetățeni. Toaleta aia din Curtea Cărbinii, să facem toaletă publică pentru cetățeni. Că eu... Haideți să facem o pază sportivă. Un tenis de masă. Domnul Cotinț, da. Vorbiți după mine, că aveți timp. Dacă tot e liber, mă gândesc. Nu mai deranjează, domnul. Lăsați-vă. Cum are? Lista mare. Și eu pot să-mi încep cu poarta să vă întreb dacă... Nu mi-a cerut scuze. Da. Deci trebuie făcut ceva, că e lângă primărie și apare urât, și dă urât, și este urât, și e mizerie. Mai nu s-a rupt ea colțul ăla din parte.
Nu știu dacă ați văzut. Trebuie să mai imediat. Este pirul lui domnul Șerban. No, păi nu, e la nivel înalt. Da, este să repare imediat. Să se repare, da. Cred că când repare, ta e colț așa. Am avut discuții din camere video pe sate. Nu s-a întâmplat nimic. Mai aveți un vizor, așa ceva? Dacă aveți, înaintați. La Căius Sat, drumul de la biserică care s-a surpat, ce mai îi faceți pe noi? Aranjăm, ne coafăm sau lăsăm să ducă peste oamenii acolo? Mai am niște familii care la 50 de ani trebuia să primească o sumă de bani, că puteți oferi dumneavoastră. Se plâng că nu avem bani la dânsă. Probabil știți, familie nu are posibil. Știu dosarele care sunt depuse. Dacă și-au depus dosare, la un... într-un cadru festiv, o să primească. Eu spun că da. Banii. Da, au fost depus 4 sau 5 dosare. Din momentul când am dat, până acum așa, ca să facem, ca să facem un cadru festiv, trebuie să fie câteva persoane. La care să nu putem dăm la fiecare în pat așa. Am văzut că ați început lucrul la cazernat aia, dar nu s-a terminat. Motivul? A furat pe cont. Și a furat pe conul ăla de la bun. Eu mă gândeam că s-a terminat bani. Se jucă. Era din fier, nu? Eu ăla care putea, nu? Era din fier, nu? L-a lăsat acolo, sus, cu papier și în presiune. O săpată de sub ce au făcut noaptea, de-au scos piconul. Vedeți și-ați bunii camere. Și acum ce facem? Stăm după piconul ăla? Eu, dar acum... A început lucrarea acolo de o lună, de o lună de zi. Vine omul să termine lucrarea. Noi, ne-am făcut recepții, ne-am plătit, ne-am făcut nimic. Trebuie terminat lucrarea. Știu cât, dar fie că știi. Oricum, domnul Mărcuț, noi ne-am apucat de lucrare înainte de a face tu o hârtie aia, că ai făcut o cerere. Dai la masă tu. Îți demonstrez. Întrebați-o pe domnul Marea, de când v-a spus-o de cazemată. Nu știu, eu nu sunt domnul Marea, am avut discuția de cazemată, nu cazemată, cu dumneavoastră. Vedeți că furați curent. De ce-s domnul Marea? Când ne-a spus-o de cazemată lui domnul primar? Domnul Marea? Ați mai spus un am spus. Fure curent sau nu fure? Nu contează că s-a apucat. Asta contează. Da, nu spuneți mie că dumneavoastră... Oricum cererea a făcut domnul Fărăt și s-a apucat. Domnul primarul micuie. Eu vreau să spun cum însă ăștia care au idei multe. Da, ce spun. Să știi că așa ideea e toată, toată lumea. Domnul primar, eu dacă eram primar, era comuna pusă la punct. Aaaa! Nu cum îl face dumneavoastră, nu m-am împins de la spate. Dar de ce nu... Realitatea. Cine a fost cu ideea blocului cu cazemată? De ce nu recunoașteți? Domnul, dacă ai și posibilitate. Aia e extraordinar. Consiliul poate să spună dacă dumneavoastră ați avut ideea primul sau eu. Nu, aș fi tu hârtii pe care ați spus-o pe Facebook. Da, și ați spus-o după ce s-au apucat băieții de lucrare. Da, aia am făcut-o, că am văzut că la insistența mea, la insistența lui domnul Titi, nu? Am făcut lucrurile. Mai aveți că nu urmăți? Da. Vă rog, domnul Mărcuț, spuneți-i domnului primar următorul lucru. Că dumneavoastră ați făcut o hârtie după, recunoașteți treaba. Așa este, da. Poliția ar făcut dumneavoastră recunoască că a făcut o altă hârtie cu ordinul de începere a lucrărilor de reparații la podul de peste... Da, după ce am... După ce am făcut hârtia. Dom'le, înțeleg că facem hârtie, atât. Dar eu după ce am făcut hârtia? Cum? După ce am făcut hârtia eu? După... Soare. Nu. Deci asta după un contract semnat și predarea unui amplasament. Să ne punem în discuție că ați făcut hârtia aia în campanie electorală. Da. Să nu punem în discuție că ați multiplicat-o în primărie și multe alte chestiuni. Hai să nu dăm acum. Domnișoara Cazacu Mona, vă rog să credeți domnul Vărtul dumneavoastră politic. Să-i puneți un bec acolo, că are o problemă, e întuneric. Mi-a spus, m-am spus. Da, vis-a-vis de mine, acum și chiar am dat niște bani, am aprobat. Da, cam acolo. Rânghi, red, stâlpi.
Domnul Maia, spuneți. Da, ce-o spus. Spuneți, am zis, nu? Dar din proiectul de... am aprobat niște bani în buget. Avem, avem un proiect depus pe... de iluminatul inteligent chiar. Da, pe fondul de mine. Dar nu am, am aprobat proiectul, dar bani sunt 100% din, de la fondul meu, sunt de la mine. Adică am aprobat bani în fete, dar nu sunt din buget local. Bun, dar nu contează. Contează dacă ei, reușim depus, să facem... Insist, am mai discutat și chiar acum două săptămâni cu consultantul pe iluminatul. Aici, pe partea asta, unde urcăm în Popeni, unde se urcă pietonală, odată s-a pindeau două, trei becuri, ați făcut dumneavoastră chiar. Acum nu se mai apără niciun bec. Pentru cetățenii care trec din Căiuț spre Popeni... Din cărarea aia pe sus, că acolo... Da, 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 drumul... Până nu moare. Da, sus. Mai aveți? Da, nu. Domnul Ducat, luăm așa. Eu vorbesc, n-am vrut să vă spun atunci când vorbeați frumos cu animale. Mai e o problemă, și aici domnul Vici, problema mea să mă învăr cât a primarului. Nu că am fost eu lovit. Haideți să rezolvăm cu Panait, cu Nicola. Știți că e un om care creează foarte multe probleme. Eu mă duc acum, asta e problema mea, fac plângeri penal. Deci vreau să vorbesc la general. În primul rând, și-a cumpărat o casă construită ilegal pe terenul primăriei. Unde îl ținem și omul își face de cap. E terenul lui, el taie spânzuri, omoară animale, dar el parcă ce n-a stat și nu stă niciodată într-un porc. La câte au furat care, dar câine pe el și unul mai mic. Dar atitudinea omului. Eu mă duc direct acolo la poliție și fac plângeri penale. El e stăpân, dă cu parul. Acolo sus. Da, băi, nu se poate așa ceva. Întrebați, nu țin nici chibii cu înțelă, s-au dus ăștia să ia cu parul, băi, ia-ți câinii după animalul. Și animalele lui au venit, mi-au distrus acolo ce aveam, un fier mare, l-am sunat, ia-ți-l. Dar nu e stăpân acolo. Eu chiar o să vin cu un proiect de hotărâri, mă gândesc cu Moldivul și îl pun în lege vis-a-vis de el. Este ilegal. Eu dacă am, am teren proprietate privată. Bicu, dacă are, are cu teren luat de la persoane fizice. El ce caută, ați văzut ce e acolo? Păi el are acolo împărăției făcută, casă, crească terenul primării. Oare e posibil așa ceva? Nu cred. Băi, foarte bine, stai mă acolo. Da, faceți un contract de închiriere, să-l aprobăm în primărie, să plătească niște bani frumoși, că tot produce. Dar atitudinea lui. Eu mă duc acolo la poliție, mă sună, îmi dă în cap, îmi taie gâtul. Cine-i Panaitea? Adică s-au dus ăștia ca să spun băiați câinii după animal, el e azmuță, are 30 de câini acolo. Și noi ce facem? Nu că-i cazul meu, că totul pordoi e egal cu bunica la cât s-au dus de acolo. O afaceți pe asta. Dar ca atitudine, întrebați-i și pe alții. Întrebați-l chiar și Nicu ăsta, mă sunați acolo. Băi, lui când câinii lui Nicu ăsta ca așa pe cap, și tam-tam, și aia, dar ce caut acolo? El este ilegal. Chiar vreau să vă puniți să luați măsuri. Eu vin cu un proiect de hotărâri care este ilegal, vedem din urmă și chiar prin lege trebuie să deramați șandramaua. Construcții și ilegală și din beton, fără niciun drept. La ce stă acolo? Pe terenul primăriei? O stă așa la zero oameni în construcția e a fost pe vremea mea, da. Dumneavoastră. Da, dar nu erau oameni din ăștia. Păi stă la că este stăpân, cât și vine el la coile, ce se duce el la, ce vine el la cine e până aici? V-a făcut, ne-a făcut toate probleme, la Mărcești, peste tot. Da, hai să ne gândim, dar ce e stăpân? Da. Vrea să stea acolo și eu merg. Faceți comisii, delimităm și să plătească frate. Păi dacă tot ești, nu e chiar. N-are voie să iasă noi. Vine fierul lui, mie mi-e dărâmat tot acolo. Mi-a spus că poate să o să fost și scroafa de vedea, dar n-are. L-am sunat de enor. Măgari. I-am băgat măgari într-o pușcă. Mă sunt poate, voi să vină și ia. Trei măgari după mine. Da, atitudine de om așa. Bă, ce te duce acolo, el te reprimă să-ți dea în cap. Păi ia stai bă, frate, dar cine ești? Cumpără-ți teren, fă-ți, investești. Păi, hai să mă împăia bună. Chiar acolo vă rog să luați măsuri. O să merg... Acolo nu-i problemă, până la urmă, construcția, cât e problemă persoană, el.
prin că el, dacă îl scoți de acolo, duce în altă parte, tot același lucru face, că nu știi să facă același. Nu spuneați mai înainte. Amălcește cu probleme, la copii când au fost, a făcut probleme, în altă parte unde a fost, au făcut. Deci, omul e... E problema, nu... Păi, și cât mai acolo, acolo unde este acum, are concesionatul unui ce... N-are nimic, nu are nicio... N-are nimic? Deci cum se punește, studiul acolo? Acea construcție a fost făcută... Nu construcția, cum stă cu oile în zona aia dacă n-are nici concesionat? Este descris în asociație. Asociație. E, oile are, oile are. A, păi asta nu... Nu. Deci are... El ca și construcții vorbesc, dar cu oile din Pășunata, e scris în asociația asta, care unii se scris toți. Dar nu, am înțeles, dar el din numele nu are concesionat, are concesionat asociația. Asociația pentru drept din Pășunat și construcții din legul. Nu ai voie să pășunezi de la 31 decembrie până, nu știu la cât, aprilie, 15 aprilie. Deci nu ai voie să n-ai voie, ce vrei să-ți lasă. Deci animalul se ține la stabulație, așa spune. Era cumva odată. Așa dar e problema, e cu câinii aia mulți, la care să treci de câini acolo. Deci, un pic. Păi mâine au venit, au distrus, l-am sunat de noi. Băi, n-are nicio treabă omul. Omul are dreptul lui și atât. Dar nu se poate așa ceva. Eu chiar să vin cu propunerea. Este construcție din BCA. Știu de ea de pe vremea mea, dar chiar sunt construcție, făcut propunerea să vă dărâmați. Păi, dacă nu știi să comporți, da, tot să vezi acolo, dar nici poți să rugi. De la stradă, dacă orice mai sunt din un om normal, îl mănâncă câini. Eu m-am zis cu jeepul, deja erau 20 de câini în jurul. Știi? Să arăt cum erau câini în jurul portului și... Ce să vorbești? Bă, nu am stat și nu o să stau niciodată într-un port, doi porți care eu omorât, dar fac un sine. Că eu prost, i-am zis, bă, ține-i să vină să-și ia măgare. Trebuia să băga cățătul în gât, dar e un timp, bă, eu fost de tate. Da. Mai aveți atât. În rest, probleme eu cum ca domnul Mărcostar. Da. Aici, în patru, la ora asta, exact la izvor acolo, a zis o surpat șansul. Încep zâmpezile acolo și care, dacă vine, o să topească zăpada, să nu plece asfaltul. Să vină zăpada. Vin, hai cum scăpăm. Dar până la zăpadă vin ploi, vin să nu plece asfaltul de acolo. Exact cum curbă la ora asta aici, unde izvorul, da. Este din ce în ce mai tare. Așa și parapetul la domnul Vice. Au trecut anul și tot așa. Dar ai vreo moștețe, nu? Da, măcar să luăm de acolo. Să am avut o discuție cu cei de la... Da, cred că este. Da. De la domnul de Senic, că vin la o revizie, că mai sunt niște probleme. De la domnul Matei mai sus. Exact, acolo. Pot vorbă. Exact. Sunt mulți. Au zis că vin o revizie la domnul Stățean. Dar că știi că nici pozele alea pe intrare, mai sunt, adică... Da, că sunt surpate, așa... Intrare acolo, la Zatineanu. La Zatineanu, de la Zatineanu. E păcat, trebuie întreținut. La Măicuț, de la Tot noi avem de suferit de la cea dată pleacă. Da, arată. Domnul Cunar, vreau să vă întreb de proiectul cu apă, potabilă, la Prarea. Mai... Prarea, să alimentezi toată comună. Mai e de actualitate, mai e pus, nu e anulat, nu? Nu e anulat. Nu ne-a fapt ce-a respins și... Domnule, este, nu e respins, să am încărcat în platformă până pe 15 decembrie. Am avut niște recomandări de la cineva să încărcăm neapărat în platformă de către cadastrare, cea mai plată, că am pus, nu am pus să semn nimic. Cei care au încărcat în platformă pe Angel Salini sau au făcut niște platforme din cărcă, dar am aprobat și bugetul, dacă știți, și la canal și la... De-aia l-am încărcat în platformă, pe ședința de Consiliu și nici hotărârea de Consiliu l-am încărcat în platformă. Și dacă am încărcat până pe 15 decembrie, în prima parte a anului 2023, intră la analiză. Dacă încărcam în ianuarie, intra după iunie spre sfârșitul anului 2023. Deci noi insistăm. Și acolo chiar o să instam. Anul ăsta o să vedeți că o să apuci de, măcar de corări, de verificări, de... Ce are trebuie de trebuie făcut? Trebuie să insistă. Se insistă pe... Dar va că și guvernul dat-o câși. Doi ani în modul de implementare de anul trecut. Deci poți să te aștept la un rezultat final la anul. Da, stai, da. Cu cât te ieși mai aproape și încarci și te pui documentele care ți le cer, ai ce să ceri și tu. Dacă nu ai depus tot, nu poți să ceri.
loci și azi dimineața auzeam la radio că sunt bani din PNRR, prin ceva pentru apă, canalizare, sunt bani. Deci, dar nu sunt decât 30% din tot ce înseamnă proiectul depus la nivel de țară. Acoperă 30% ca valoare bani. Deci asta e treaba de... Nu, deci va fi prioritar în 2023, să vedeți pe buget. Care dintre dumneavoastră aveți, domnul Matei, venit cu niște recomandări, niște... Exact, pentru bugetul pe anul 2023, vă așteptăm cu drag. Veniți cu idei, cu propuneri. Nu uitați la o ședință de asta, în 15-20 minute, fiecare și poate expune... Trebuie o ședință stabilită de comisie, ședință de comisie cu totul reunit cu toate comisie. Mă rog, dacă vreți, vin și eu, dacă nu... Și o ședință de comisie de față, sau... Ca analiza unui prezultiv buget. Că știi că ești chemat legal din așa... Da. Nu, convocăm președintele comisiei la ceașoară, la ceașoară, chiar mă uitam acum prăzutul. Spuneți-mi. Hai să facem spate la da. La ce ne vedești din bani? Păcat, suntem din tradiții, de aia stați în deci, spate. În primul rând, trebuie să finalizăm, adică să primăm buget, să putem finaliza ce am început, apa, canalul, gazul, să le avem... Cheltuiți niște bani pentru el, n-ai vrut să te apuci de altele. Deci, și după aia o să mai rămâne sigur, deci rămâne în buget. Mai renunțăm la anumite investiții care se fac așa și facem un desfășurare. Completăm în continuare. Chiar cu fotbalul sunt pentru. E posibil e posibil să plângem și niște fonduri pe bază sportive. Știți de ce? Uite, hai de să o luăm. Asociația Căluțul s-a dus pe drum, colo-colo. Fotbalul la nivel de supraviețuire. Deci chiar nu cred eu că nu găsim un miliard două să ne apucăm de teren când facem studii și în 2-3 ani îl facem. Să nu ne zic acord să facem sport, să nu știu ce. Pe un an faci asfalt, faci trotuare și așa, dar nu vorbim sport. Faci sport, faci așa muzei, faci chestiile astea, când îi dă e foarte bine ridicat și o mare ce mai faci. Îi faci de ce dar nu știu ce. Dar fost nici nici. Vreau să vă spun ce mă feri unui tânăr dacă nu vreau. Vreau să ne spun de activități din culturale. Băgați un miliard de aici în redul noastră pentru că nu am folosit. Faci întâi acoperiș și îl faci prin bugetul local. Un miliard de lei, 100 de mii de lei, faci acoperiș. Nu știu, dar începi, faci ceva, că nu lași de rămâneri, nu? Adică acolo obiect e problemă de la revoluție încoace în permanență. Toate consilii, toți primarii care au fost, hai să facem moneda, dar să nu s-a ajuns într-un final. Nu s-a ajuns niciodată. Nu s-a încheiat. Conacul Rosetea e cine a ales, numai prin fondul... Acolo s-au punez niște bani cu frate, cu gansul, nu știu ce. Acolo s-au făcut niște treburi. Unde s-o furat, că ăsta a fost... Vreau să vă zic vis-a-vis de activitatea culturală. Da. Chiar am luat surprins plăcut, fără o gen, cum spunea domnul Ilian, de ansamblu Căluțu, au făcut cei de la școală un eveniment atât de frumos și de 1 decembrie, la care eu, de la anumite probleme personale, nu am fost, dar și-a fost de sus și de ani, pe 20 joi, era, ai fost. Deci, sala asta, o vedeți, neîncăpătoare. Sunt niște imagini, eu nu mai retras la postări și la astea, că mai bine așa, așa crede mai bine pentru mine. Dar super, sala asta neîncăpătoare, holul, scările pline de oameni, la un moment dat, stau cu secretar, băi, fiind clădirea asta din 40 și ceva, din 44, nu știu dacă mai rezistă la câtă lume era aici, aveam emoții prin genul ăsta. Și copiii foarte pregătiți, felicitări pentru cei de la școală și cei care s-au implicat. Pregătiți. Au fost cu cap, cu urs, scenetic, deci au făcut activitate. Și cei de 1-4 și cei de 5-8. Chiar felicitări. Astea au fost și înainte și sunt ocazional. Da, sunt copii, sunt copii. Da, sunt tinerii care vin la apșurile și trebuie. Nu știu ceva. Și colectiv. Bă, la ai, vine la... Mai știți cineva? Da, eu. Da, domnul... În zona Ovestă, în primar, acolo unde a fost problema aia la transformatorul ăla, s-a săpat un șanț acolo, 1,5 metri adâncime. Cine n-ai valut săpat acolo șanț? Proprietarul. Păi, cum proprietarul, dar săp la 40 cm de platforma drumului? Județean, ăla, Doamne ferește, la o ploaie, la ceva, pleacă șoseaua cu tot acolo. Dar care a fost scopul? Care a fost scopul, noi nu înțelegem. Bine, proprietarul, dar acolo știți că au fost niște probleme. Acolo, dacă vine aia, eu nu mai pot lucra acolo. N-ai cum să mă iei acolo. Le iau și să fac. Proprietari sunt de toate felurile. Proprietarul de acolo... Am înțeles.
a considerat că nu se mai treacă prin proprietatea lui și a făcut șans cât a avut el. Ce zic? Da, nu are voie, n-a dar acolo nu-i proprietatea domnului. S-a pescat, deci ai simt, de la 11 metri, de drum, de la ce? Nu, nu, nu. Șansul ăla l-a făcut el, el nu vine până în asfalt. Pe cum să se tu la 40 cm de asfalt? Proprietatea nu termină la asfalt. Să termină la asfalt, domnul. Asta și acolo era drum, eu țin minte când eram drum. Eu pun mai scot acum, acolo de la Dugar. Era drum, domnule. Fost drum. Păi el din proprietatea lui. E bucata lui. Venea pe margine aia. Era drum de public acolo. La un metru jumate, să poți să-l las. La un metru jumate, acolo fost șansă. Dar trebuie poate vine aia, ca eu nu mai intervin acolo. O să intervenezi. Eu am refuzat să mi-a cerut bundul de la primărie. Și eu normal. După 3 luni am refuzat să-l am refuzat. Nu refuzat să-l dau, probabil s-a descurcat cu altul în plas. Nu, drumul ăsta ai metri de șansă făcut. Cum? Drum. Da, să poată 60 de metri la 1 metru jumătate. Dar nu are voie fără avizul păi. Drumului județean. Deci de la mijlocul drumului metri. Acolo nu are voie. El și-a făcut un puz. Un plan urbanistic zonal. Înțeles, vrea să construiască sau să facă ceva. Și îl deranjează că trece. Drumul e bine. Stai, e de acolo. Da. Hai, ia de acolo. Au de acolo, ia de acolo. Da, Mulțumesc, Ioane. 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 Mulțumesc,